30. Totdeauna trebuie să iei minte asta. 6 cu 3, 18 plus 3. 18 plus 3 este 21. 1, 1, a pus. Ah, da, 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 scuze. Da. Da. Și după aceea ce mai ai? Și după aceea mai ai 3 times 1? Da. Care face? 6. 6, nu? Așa ce. 6 plus 2. 8. 8. Și punem așa ca să fie pe aceeași. Deci bine. E bine. Bine, 6. Cu 3. 3 cu 4. 12. Da. 3 cu 5. 15 plus 1, 16. Bine. 3 cu 3. 9 plus 1, 10. 3 cu 1, 3 plus 1, 4. Da. Corect. 0, 4, 4, 7, 8, 4. Asta e. Deci, este un moment de, este de mare asta. Supărare. Este un moment de supărare. Nu știu. Aici este greșeala. Și aveți un 0 în plus undeva. Uitați-vă că un 0 este în plus undeva. Poate. Nu. Nu. Ok. Păi, dar Ana, cu ce... Acolo este 0 în plus. Ana, what did you get? Hai să vedem. Acum. Cum a fost? 0, 4, 8 cu 4, 2. Nu. Știți ce vă propun? Eu bănesc acolo greșeala. Așa simt și eu. Greșeala este acolo. Acolo este. Da. Și acum, fiindcă am văzut aici și mi se pare că am verificat cu foarte multă atenție, de 2-3 ori, și acolo cu zerourile celea se poate să fie complicate greșițe. De aceea le luăm din nou, astea două linii mai ales, de la sfârșit. Ultimele două. Ultimele două linii, pentru că aici eu gândesc că nu au fost așezat cum trebuie. Da. A, da, eu știu cum să fie așezat. Uite, acum începem, Măriuca. Da, începe totul foarte bine. Perfect. 4, 0. Da. 4 cu 6, 24. 4 cu 3, 12 plus 2, 14. Da. Bun. Acum punem 0 aici și facem 5 cu 0. Da. 5 cu 6, 30. Da. 5 cu 3, 15 plus 3, 18. Da. Corect. Da. Cu 3. Acum puneți întâi 0, le puneți 2 0-uri. 2 0 0. Și aia de la 3. Bun, și acum ești 3 cu 6, da? 3 cu 6, 18. 3 cu 3, 9 plus 1, 10. Și 3 cu 1... Nu mai e. Nu punem 0. Scuze, da. Așa. E bine cum ai făcut, dar eu am zis un pic să nu fii îngrămădite, da, că ne da. Pățim ca hai, puneți zerourile acum. Câte zerouri trebuie să spui? Că ești la 1, 2, 3. Bun. Și acum, 1 cu 0. 0, 0. 1 cu 6, 6. Nu. Aici este greșeală. Deci, atenție multă. Suntem pe poziția asta, da? Da. E, la poziția asta trebuie să completăm cu zerouri până ajungem la el. Deci, completăm 1, 0, 2, 3, 0 ori. Da. Da? Și ai făcut bine. E bun. Da. Și, e bun. 1 ori 0, 0. E foarte bine. Eu îmi cer iertare și când am mai fost atent, m-am obosit și eu. 1 ori 0, 0. 1 ori 6. 6. Da. 1 cu 3, 3. Bun. Așa, hai. Și acum trage niște la adună. A, nu. 0, 4, 4... 7 e bine, 8 e bine, 8 și 4. Corect, corect.
Deci, cât de importantă este așezarea cifrelor? Scrierea ordonată, corectă și așezarea unele sub altele a cifrelor este esențială la mulțime. Reușești, dacă nu, am amețit de 3 ori am luat-o pe același loc. Da, Ana, pentru că aveam 0 ore. Deci, am luat-o de 3 ori pe același loc și nu știam unde greșeala. Maria, ai văzut ce s-a întâmplat? Ce este important? Deci când scriem, să scriem ordonat și să fim foarte atenți la aranjarea cifrelor sub cifra de la care mulțim. Deci dacă sunt pe cifra asta 3, pe linia lui 3 să fie. Și în rest punem 0 ori în spate. E foarte important. Dacă nu, ne dă totul diferit și amețești. Unde e greșeală? E o dată, de 2 ori, de 3 ori și eu mergem și acolo și acolo. Părea că e bine. Părea că e bine. Dar undeva era greșeală, că trebuie să ne la fel. Care este noutatea? Ce metode deosebite ai înțeles? Că ai o posibilitate de control. Adică dacă le schimb între ele, ca poziții, numele celea, cei 2 factori, așa se cheamă factori la mulțirii, dacă e schimbat între ei, rezultatul trebuie să fie același. Nu mai corespund liniile. Asta este esențial. Da. Nu mai corespund liniile. Dar la final, când tragi liniște atunci, rezultatul trebuie să fie același. Dacă am înțeles asta, înseamnă că noi avem o șansă imensă atunci când ne apucăm la lucrări, să facem egheșiții, nu ca pe discuții. Noi vom putea să ne controlăm. Nu ieși cu nimeni lângă tine. Nimeni nu te poate ajuta. Numai tu te poți ajuta. Și ce mai vreau să vă spun, fetelor, dacă am uitat ceva, uite, 7 ori 8. Ne uităm care dintre cei 2 e mai mare. 8 care e pe locul 2. Și atunci zic 7 ori 5. Nu, 10 minus 2. Că 8 e 10 minus 2. Da. Și egal cu 7 ori 10, 70. Minus 7 ori 2, 14. Da? Și din 70 scăzut 14, face cât? 56, da? Și iată cum tu reții de acum, că ai muncit un pic și spui, ah, data viitoare nu mai e la 7, 8, 56. Știu că dacă nu mă apuc de muncit, îl scriu pe 8, ca fiind foarte aproape, nu, de 10, zice 10 minus 2, și 7 ori 10, 70, că știu asta, și 7 ori 2, 14, și am făcut scădere și nu mai... Nu mai uit. Ori de câte ori ne aflăm în situații dificile, decât să spunem la întâmplare răspunsul, mai bine verific, muncesc un pic și nu strecor greșeală. Că ați văzut, o singură greșeală, dar una singură, la o singură operație din mulțire, într-un loc, dă tot egiștul peste cap. Deci, nici eu n-am știut, am la mulțire la început toată așa. Credeți-mă, toată lumea are greutăți. Până când spui cu viteză mare, și cu siguranță totală, nu avem decât de muncit. Vă mai spun încă ceva. Nu veți ajunge vreodată să știți tabla mulțirii perfect decât dacă munciți. Fetelor, nu se poate decât prin ieșițiu. Repetând, dar nu mecanic, nu 7 ori, 7 ori. Ca să ajungi acolo la etapa aceea, trebuie să muncești foarte mult. Mărica, deci asta este lucru esențial, Șani. Esențial să avem convingerea că muncind foarte mult, vom ajunge la rezultate foarte frumoase. Da. Eu vă dau exemple pe părinții voștri. Fiecare dintre voi aveți modelele cele mai minunate în familie. Că părinții voștri au fost elevii mei și am muncit cu ei niciodată, dar niciodată nu s-au plictisit. Dar niciodată. Tate și cu mami, care au fost și cu... Nu se terminăm. Adică tu ești atât de atentă la ce spun eu, că să termini mult mai repede. Nu. Păi asta nu. Înseamnă că dacă fac observații. Dacă faci foarte la tabla mulțirii, o să faci așa. Așa mergi deodată. Tu, Mărica, în timpul ăsta te întrebai când nu mai termin, cât de repede termină discuția asta. Nu ți-a ajuns la suflet, îmi pare foarte rău. Eu m-am străduit acum, foarte mult m-am străduit. Dar trebuie să ajungi la inima ta să vrei tu. Părinții tăi au vrut foarte mult acest lucru. Și știi cum munceau? Eu nu le spuneam niciodată, ce să vă faci lecții. Dar niciodată, fetelor. Niciodată. Ascultați-mă. Dacă... Niciodată. Deci niciodată. Ei se făceau singuri și lucrau în plus. Și aveau multe probleme. Și spunea doar atâta. Aduceți-ne culegeri. Bun. Da. Dacă este problemă prea greu,
Asta este ușor, dar dacă nu știi, poți să faci așa. Așa este, poți să faci așa. Dar, fiindcă m-ai provocat, da. Eu am să-ți explic de ce poți să faci așa. Nu mecanic. Nu? Nu mecanic. Trebuie să înțelegem de unde vine povestea aceea. Da. Dar haide să termin cu discuția asta. Deci eu insist foarte mult la tine, Măriuca, și la tine, Ara, spunându-vă că șanse mari aveți să fiți printre copiii cei mai buni dacă scăpați, mai ales tu, Măriuca, un pic de lene. Lene, comoditate, așa. Mă plictisesc. Nu știu. Nu te poți plictisi. La matematică ai văzut cât de frumos a fost, că am avut câteva situații, mi-a ieșit rezultatul. Deci la control, când am văzut că a ieșit rezultatul, îți vine să mai e încă o neghiștușă. Și când apare varianta, ca din 10 încercări, niciuna să nu fie greșită, atenție, niciodată din 10, facem 10 mulțiri. Așa vă faci până seara. Facem 10 mulțiri și dacă ajungem ca niciun răspuns să nu intre în contradicție, adică de fiecare dată la probă, să da. Fie același lucru, înseamnă că de acum începem să fim siguri pe noi. Da. Da? Facem 10 și ai vezi posibilitatea de control. Noi nu facem decât să filmăm. O filmăm și ne uităm așa repede, tu voi știți, am ajuns sau n-am ajuns. De ce n-am ajuns? Găsiți greșeala, faceți toată povestea asta. Neapărat așa trebuie să înțelegeți. Este o șansă imensă că acum binăm și excursia și tot ce înseamnă plimbarea, nu, pe toată țara, cu antrenamentul la școală, că vine școala fetelor, vine școala repede. Da. Vă duceți la școală, vă ieșiți foarte puternici. Ceilalți care nu au făcut asta, rămâs în urmă. Da. Rămâs în urmă, ei nu au făcut antrenamentul ăsta și vor să fie mare, o mare tristețe pe ei. Ne-am înțeles? Continuăm repede, facem o pauză și ne întoarcem după aceea și dacă din 10 înmulțit, azi a fost vreo 4 sau 5 acum. Consecutive. Da. Și dacă din 10 nicio greșeală nu-i, atunci, da, o să terminăm și o să fim foarte fericiți. Facem o pauză. Facem o pauză. La revedere. Lecția asta este tavanul ție. Am înțeles.